Sunt momentele pe care le pierdem. Le pierdem cu așteptarea că ai câte un... No, să nu folosim cuvinte urâte, câte unul din astea care nu vine la timp. Și după aceea se miră că n-au timp să-și facă cumpărăturile, că n-au timp să facă nu știu ce. Uite, Ginkgo biloba, ăsta din spatele meu. Da. În sfârșit, plecăm. Deci, la această universitate o să și postez de acolo, acceptă și studenți străini și oferă și bursă pentru ei și pentru ei cei mai buni, cămin și diferite facilități. Foarte interesant, foarte deschiși oamenii și printre altele, unii dintre absolvenții foreigners, da, au posibilitatea să și lucreze aici. Stai tare de tot. No, hai să vedem campusul. Tot e electric. Nu. Uite. No. Nivelul de trai. Oh, sorry. Îmi place să zic așa, în stil indian. Ca un orășel. Totul foarte curat, totul foarte silențios. Mamă, chiar și asta e electrică. Așa ceva. Și numai Ginkgo biloba, toți copacii ăștia. Ce parfum de flori. Ia să trec pe partea lui de azi. Să calc un drum biciclist. Băieți ăștia, cu apărători. Tare de tot. Unii stau sus și lucrează la cea. Ia să vedem ce face fata aia. Eu mă uit la aia, să uită la mine. Laptop acolo sus, știi? Că nu-i destul de frig. 19 grade. Cel mai tare institut de tehnologie din țară. Asta din Beijing. Așa arată studentele. Pe aici. Și așa arătam eu turtii de asfalt. Mega fric. Și numai clădiri din astea gigantice. Drăguț. Să vă mulțumim.
Apropo de mașini, ghidul ne-a povestit o chestiune foarte tare, ci că pentru că sunt foarte multe mașini în Beijing pentru a reduce poluarea, au redus numărul posibilităților de a-ți achiziționa o mașină și de a circula cu ea în Beijing. Cum adică? Foarte simplu. În cele 6 milioane de aplicații, 6 milioane de oameni care au aplicat pentru a obține permisul, nu permisul, numărul de înregistrare, plăcuța de înregistrare, ei oferă anual, prin tragere la sorți, doar 200.000. Deci, cu alte cuvinte, populația asta imensă de 20 de milioane este limitată la un număr foarte, foarte mic de numere de înmatriculare, după care îți cumperi mașina. Iar ci că în Shanghai e și mai tare șmecheria. În Shanghai tot numărul este limitat, dar mai mult decât atât este se organizează ceva numit licitație. Adică oamenii trebuie să... Ce fac băieții ăștia? Ați luat topografie. Da. Nu ne-au văzut, e bine. Și... Și licitează, s-au ajuns că la și la sume foarte, foarte mari, dublul prețului unei mașini. No. Și s-a rezolvat problema cu poluarea, bineînțeles. Numai din ce am observat eu acum, toate taximetrele sunt cu numere verzi, adică sunt electrice, o grămadă de mașini electrice pe lângă ele, evident. Toate mopedurile sunt electrice, deci tare de tot. Hai să vedem ce reprezintă sticla asta. Zboară o pasăre? De care o semnificație? Și uite, uite și poliția. O fi poliția campusului. Asta e o altă parte interesantă. Chinei. Sunt foarte mulți oameni în uniformă, dar nu știi ce fel de jandarmi, polițiști, ce-or fi, ce lucrează ei pe acolo. Foarte drăguț. Te simți mereu păzit. Stai că au venit să ne întrebă. Stai că ne întreabă ce căutăm noi pe aici. Ia, o întreabă. Ia, luați-mă la întrebări pe fătuc asta. Nu. Doar s-au distrat. Asta e universitatea, the main entrance. Și arată cam așa. No, și Universitatea Transilvania. Înaltă, dacă măsori cu tot cu deal. Da. Frumos, frumos. Și ăsta este un cămin de pomenești. Teaching building, nu teaching building. Dar ce peaceful este. Și o mică parcare. Deci sunt fascinat de instrumentele selelor și nu doar studenți, adică și oamenii de rând, toată lumea, everybody.
Luăm una din asta. O trecem pe fiesta. Cred că începe ploaia. Am simțit așa un pic. Hă? Tenis. Studenții poartă tenis. Deci curățenia la mare valoare. Uite-mă. Dar, da, adică eficient. Păi să nu zici că asta era fata noastră. Mopedul fuge pe partea aia. Băieții ăștia ne calcă. Foarte frumos. Ah, și nu. Ca la universitate cam așa arată. Nu se vede nimic. Uite, așa arată interna. Bine, totul verde. Acum suntem în regie. Nici o diferență. Igualii, ai văzut cum au zis? La fel și în Panama. Uite, gratile. International. Și aici e locul de fumat al studenților. Welcome to Beijing Institute of Technology. Oh. Ok. Da, uite, boys. Oh, dar ce cu stegulețele astea? Că e international, stai așa. Ne prindem greu. Oh, ia uite, trebuie să căutăm steagul României printre astea. N-au, că din alea 149 de țări nu e niciun... Extraordinar, și l-au văzut pe al lor, așa ceva. Uite, zâmbărețul, ne așteaptă zâmbărețul. Am trecut românește ca să ajung primul.